It's all about humanity. Frumoșii mei, nu ne-am mai văzut de mult. Am plecat într-o nouă aventură. Astăzi este ziua mea. N-am apucat să filmez de pe traseu. A fost și foarte aglomerat, am stat mult în coadă și am avut alte preocupări. Și am ajuns la Brașov, frumos, acum vreo o oră, să zicem, maxim. Ieșim pe centru, la un restaurant, să mâncăm și noi ceva. Și mai târziu mergem să și bem ceva, după ce mâncăm. Și o să vă arătăm aventura noastră de astăzi, în care vreau să mă îmbăt neapărat. Sau nu. Da, eu vreau să mă îmbăt și o să mă îmbăt, că n-am încotro. Cred că trebuie să facem dreapta acolo. Dar s-ar putea să ne fi dus prea departe. Da, cu ideea ta. Hai să facem aici. Ne. Stai și în gură, că tot eu te duc, că eu știu unde e. Da. Numai eu știu unde e, tu nu știi. Nu mai e mult de mers. 2 km, 4 km. O să revenim de la local, poate bem și ceva acolo. Așa, să ne facă poftă de mâncare. Stați pe aproape și nu ratați că avem o serie de mai multe vloguri ce urmează frumoase de aici, de la Brașov. I-așa comandat deja o ciorbă de burtică și aici mega jumările preferatele noastre când venim aici la Sârgeana. Dar ia vezi ce e în el, să nu pui. Oțet. De ce? De mere. Și mi-am luat și tot o ciorbiță. Ia zi-mi părerea ta dacă e bună sau nu. Să te vedem acum la review. Mersi. În timp ce eu mă lup cu o ciorbă care aproape m-a răpus, ce credeți? Ia și-a comandat și pește. Un peștuc mic. Mai am un pic de ciorbiță. Încerc din răscuteri. A zis că și-a luat un pește de la pescuit ăștia, acum din acvariu. Încă se zbătea când a făcut comanda, știți? Și a tăiat la repede, mamba. Ia uitați frumosul. Crunchy. Am terminat și masa, numai că am avut o problemă. Acolo unde scria somon la grătar frumos, preț cu tare. Bine, ei n-au nicio vină că scria acolo, dar niciunul dintre noi nu ne-am uitat. Scria 23 de lei la 100 de grame, adică la produsul finit. Intră și aici. Du-te, hai. Nu pot să intru și eu? Așa, deci, era 23 de lei, 100 de grame, iar bucata de somon, dacă avea 200, 300 de grame cât avea ea, plăteai 200 de grame ori 23 de lei și a avut 250 de grame bucata de somon și a fost 60, aproape 60 de lei doar somon. Acum, nu că e mult, nu că e puțin. Dar, nu știu cum să vă spun, a fost așa o experiență, n-am mai pățit până acum. Dacă prețul acolo e, bă, fă o bucată de 300 de grame și scrie 80 de lei.
știi, ca să știe omul, are 300 de grame, că poate tu pui 250 de grame, el avea 200, știi, nu știi niciodată, că n-a umblit cu cântară de bătine, dar în fine, am mâncat și acum o să mergem spre centru, să vedem ce se întâmplă, o aștept pe nebunul că s-a dus la magazin, revenim cu ceva din centru, ceva dulce. Pentru a nu știu câta oară, am ajuns. Ar mai fi mers o bere. Am început cu o bere. Și diseară o să termin cu... Știți ce zic? Festivalul filmului. Ediția 7, 12. Păi ce mă, azi e 7, mă? Bă, azi e 30. Îl dă jos acum. Ia uita așa de lume. Banii, banii, banii. Două locuri, o mașină ca milionă. Guriță, unde ești? Ia, ia! A few moments later. Suntem aici, în piața Bisericii Negre și e o tipă care se tot ține după mine. Ce vreți, domnișoară, de la mine? Am reușit să vizităm aici, în piață, și un muzeu de istorie. N-am mai stat să filmăm din nou, pentru că n-aveam voie. Este foarte frumos, am văzut niște aparaturi foarte, foarte vechi. Și acum o să plecăm cu domnișorul ușa. Atenție la trepte, atenție la trepte. Și o să dăm din nou în piață. Așa că o să revenim un pic mai târziu. Cum n-am mai apucat să ieșim la restaurant, ne-am gândit să comandăm ceva și am comandat la Glovo ceva de la Taco Bell. Așa că o să vă arăt mega pack ce ne-am luat, o să mâncăm de o să ne sară ochii din cap. Ia uitați. Avem aici două din astea. Ce frigii. Un rep. Cartofiori aici și nachos și ceva dulce. Și mai avem aici încă una. Să vă arătăm după ce le scoatem din pungă. Și avem aici patru sosuri diferite pe care o să le punem cu nachos. Vă urez poftă bună. După cum puteți vedea, ne-am întins aici la o masă. Da. Dar vezi că asta e cu orez? Ăla verde nu-i bun de nimic. Ăla verde? Mi-e place. Mie nu. Dar are orez în loc de cartofi. Mă? Da. Că e o plătită. Îmbăteau ea la astea, expres. Avem aici cele patru sosuri. Asta verde este foarte bun. Asta e un fel de smântână. Aici avem o mică sălățică. Și aici avem cașcaval. Bine, noi trebuia să le punem pe nachos, dar nu vrem să murdărim nachosul, așa că luăm nachosul și băgăm în fiecare. Așa arată desertul. Cinnamon twist. Asta e dulce. Avem și aici cartofiori, nachos, quesadilla și mai este un tasty crunch supreme. Nu, asta se numește cum? Nu mai știu cum se numește. Mă uit. Crunch wrap supreme, ăla e? Da. Crunch wrap supreme. Da. Da. Cu la felul următor. Asta e quesadilla. Și e tăiată în patru. Și avem câte două porții de fiecare. Și asta tot așa, era una de vită, una de pui. Asta e cu pui.
Sau aia am luat cu vită și cu pui. Foarte bun și asta. Calde toate. Mâncăm și pasta și revenim cu următoarea. Am trecut la următorul nivel și că e o clătită. Și acum bun. Cu sos, cu sărățică. Uitați aici, câte mai avem. Mai avem și aici. Și aici. Și aici. Și astea. Mâncăm noi toate astea. Frumoșii mei, din păcate, n-am apucat să mâncăm tot. Mi-a mai rămas și cartofi și sandwich-uri, că a fost mult. A fost mult, am crezut că putem să mâncăm. Dar vreau să vă spun că au fost foarte bune, calde, proaspete, sosurile, toate patru mi-au plăcut mie. Mai puțin sălățica aia, ca aia să mănâncă cu nachos. Așa am băgat și îmi vine apă în gură, numai când vorbesc. Am băgat și sandwich-ul în sos și au fost foarte, foarte bune. Ne-au mai rămas câteva, o să le mâncăm poate mâine după amiază, dacă mai sunt buni. Dacă nu, nu mai le mâncăm. Dar ce vreau să vă arăt în încheiere, acest mic desert cinnamon. Cum să vă spun? Băi, sunt niște pufuleți. Bă, foarte buni. Zici că mănânci măcinici. Ne zici că mănânci măcinici. Foarte, foarte buni. Așa că vă doresc o seară frumoasă. Distracție plăcută pe oriunde ați fi și nu uitați, fiți Cristi Maniaci până la final. Vă pup, o seară frumoasă! That's all, folks.